Da, să vedem dacă încolo ce o să faceți, că sunteți cam învățați să luați bătaie, cum luam și noi acum câțiva ani. Doctorel, ai să pune problema, mă, că n-ai să mă mai auzi pe mine de acum încolo. Și nici aseară nu ziceam nimic, dacă el nu făcea viteziile alea, ci... Că n-am eu probleme cu ăștia, nici nu... Eu țin cu Dinamo, adevărat, dar nu mă strofoc după ei. Nici nu mă... Și dacă mâncau bătaie, puteam să dorm la fel de bine și de liniștit. Pe mine m-a deranjat faptul că a lătrat aici ca un pitbull... Și când s-a văzut, a băgat coada între picioare și a fugit ca un laș. Asta era singura problemă. O fi așteptat fluierul final. Bravo. L-a luat somnul. Bravo, aha, l-a luat somnul. Da, da, cu fuiorul. Cred că l-a dat încă apare că e dinamovistă. Ia zi, hai, băi, băi. Ai lăsat să mă ia pe mine în bâză. Cueste mult. Se joace pe unde joacă Rapid acum. Pe unde joacă Craiova, ai văzut? Pe unde joacă Craiova, se spui pe tine. Ai văzut ce dracu, și-au leau crescut colți. E voia să apară seara ca să le taie macarana. Da, știi? Păi Craiova nu mai joacă, asta e problema. Joacă, n-ai văzut că am avut primul meci? Nu te-ai uitat? Nu, nu. Am avut primul meci, nu știu ce, a fost un... La lău, a fost un de fere dreacu, un teren de la țară, de... Pe tine, lasă-mă, fii și acolo, sunt alte șmecherii, alte jocuri, să nu ne luăm de Craiova, că aia a fost lucrată. Nu, nu, nu m-am luat, Doamne ferește, nu m-am luat de Craiova. Am zis, am zis că a fost rog. La dinamoviști, am stat să joc și cei la fel ca ăia. În TV. Dar nu le-am mai văzut. Ce este? Da, ați făcut jocul mic? Bravo, bine. Eu vă spun eu, negoiței devină în toată ecuația asta. Lasă mai cu ce crăpune seară. Aolo, ziceai că el a jucat și că el dă dute. Băi mă, lași, țara Garicio al dracu să fie. Și antrenorul pește prăjit care l-au ei. Mă pupește. Au bătut cu greu. Cu greu au bătut să au cu un gol. Păi tu și nu nu s-a purtat dacă te-ai uitat că s-au ajutat să fie relaxată. Câte faulturi a făcut Dinamo? Câte a făcut Dinamo? Ca să vorbim de tehnicitate. Ce faci tu, mă, când te enervezi? Te dau cu argumente, mă! Am crezut că faci sudură în argon. Nu te mă dai! Și lăsa să mă ia pe mine ăștia în bâză care nici măcar n-am DigiTV. Și ce căutat? Eu nu știu ce ai căutat. Nici dacă nu m-au nimerit pe mine, a trebuit să te adun. Da, da, păi a fost arătat bine aseară, adică foarte bine. Au avut și o coregrafie la începutul meciului de nota 10. Așa, mă, vezi, a fugit repede neacostel, nu mai e cu gura mare pe aici. Cu fuior a fugit. Eu cred că să pleci de lângă geam, că s-ar putea să vină spre tine, da? Da, da. Dă una după cap. Poate-ți dă vreo două ghetuțe de alea roșii în față, da? Ai grijă. Așa, bine ai zis, ghetuțe. Păi da, bă, că două ghetuțe roșii, unul singur le-a luat pe vremuri. Ia să te văd, da? Cine a fost? Dudu Georgescu, ăla, pomanagiu ăla, care stătea... Toate mingile veneau la el, hai, lasă-ne! Și unde a fost ăla? La ce echipă? A, la Milițeni, unde să fie? Dar acum, știi cu ce se ocupă Nea Dudu? Face vișine! A, hai, cu minte, că vai de capul lui! Băi, aia a fost sarcină de partid, să vină ghetele în țară, ce vrei? Corect, asta ai dreptate, da. Eu sunt prieten cu foarte, foarte mult dinamoviști. De la Dudu Georgescu încoace am cunoscut foarte mult, dacă vrei ți-i spun, dacă nu, nu. Dar mai bine, nu, aseară am fost chiar la o onomastică a unui fost fotbalist de la Dinamo
Și erau vreo 2-3 jucători după vremea, hai să zic, alu Rednic, alu Movilă, alu Augustin, Țărnar, Orac și așa mai departe. Păi da, dar eu asta spun. Dudu era bun, dar ei se dădeau mingile lui că știa să le finalizeze, că în rest era cam un pom. Dar a fost sarcină de partid să vină ghetele în România și din punctul ăsta de vedere, jos clopul, frate. Da, și dacă pe vremea aia aveam și noi, eram radioscamatori cum suntem acum și ne trecea prin minte, prin cap, prin așa, coloană, îi puteam pune o antenă de-aia în brațe și prindeam cu el toate posturile posibile, că avea înălțime. Păi da. Defectul lui era că era puțin cocoșat și acum să-l vezi că e mai mult. De la ghete, bă, că el le poartă la gât și acum și trage greu de gât în jos. Da, hai fi atent aici să zic un banc repede și că doi țigani să întâlnești și completau rebus și unul din ei zi, bă, metal prețios din 3 litere și ăla aur, ce număr din 3, fere bun? Ce e băiatul că l-am spus aici cel puțin acum o lună? Aur, mă! Bă, nu e bun aur, că e din 4, din 3. Ia vezi, mă, fere bun? Ia, that is good. Ai văzut, doctor? Ai văzut? Ne crescut de colțișori. Ciocan mică. Bă, după golul ăla care l-a dat, te crezi și eu. A riscat mult, eu nu știu cât sânge a avut băiatul ăla în instalație, dar și-a riscat foarte mulți bani acolo. Eu n-aș și avut sânge în instalație să fac ce a făcut el. Că era la un pas ăla să-i o scoată. Bun noroc. Arată steaua, că dacă dădea primul gol, erau nimici. Dacă dădea primul gol, vă dădea Dinamo 3. Hai, mă, du-te de aici. Lasă-mă, băi, telecoale. Stai așa că vine 23 acum să te fii. Stai, să-i răspunzi. Da, ce să vă zică 23, bă? Bă, lași. Face ca Nea Costel, că și Nea Costel e Dinamo, vi zice. Eu sunt Dinamo, vi zice. Prea cu fotbalul așa, eu mai puțin, da, mai enerva, știi? Grăjeală de-asta, e Dinamo Bistă înfocat. Și ce a zis? Pac, am prins momentul, hai pe el să-i mâncăm urechile. Stai că te ia Elemila aici în bâză, că e aici. Să nu vine Cornel să vă spună cum stă treaba cu steaua și chinezul, că nu mai stați niciunul Dinamo Bistă pe aici. Eu zic să o lăsați că măcăne. Băi, deci noi am stabilit aseară Ovidiu, chinezul și cu Cornel. S-au dus pe Arena Națională, îi așteaptă să vină Steaua, deci așa s-a zis aseară. Așa zic, să lăsați moale. Așteaptă meciul. Da. Cel puțin Ovidiu ține locul potrivit acolo. Copii, bite! Ia, her doctor, ia! Stai că e unul pe dedesubt care strigă pe aici ceva, nu l-auziți? Strigoină, nu, că am schelciu sus. Hello, my friend, Coca-Cola, hola! Ia, meine Freunde, bitte sind! Meine Name ist Pantelike aus Pantelimon. Ja! Ja, Steaua Dinamo, nula la nula, una la una! Nula la Măciuca. Hello! Hello! Alo, Vito! Hello, Scotland! Good evening! This is Romania! My name is Pantelike! Gute Nacht, my friend! Yes, I'm standing by! Tschüss! Zice, te duci în baie? Da, zice, stai în baie! Pantelike deja a plecat la baie! Yes? Hello, Scotland! I'm just fine, thank you! Zică, how do you feel, doctore? Nu-l auzi, că am treabă. Nu, zice, I feel Collins. How do you do? A auzit de Dugiu Georgescu, bă, și de-aia ne-a întrebat de how do you do? Hai să oprim puterea. Dă-mă pe Discovery să vezi războiul mașinilor în Texas. Băi, la Veli
realitatea asta, la realitatea asta după lume, că tu refuzi să te mai uiți, să vezi că începe război. Dacă tu te uiți la ProTV, mă fiți pe el. Nu mai, aia deja m-am lămurit. Ca și Antena 3, ca și toate, nu. Nu, nu. A vorbit Bose la ora 6, l-ai văzut? Băi, a vorbit despre ce se întâmplă în Ucraina, n-a vorbit altceva. Nu m-am uitat. E? Da, am înțeles. Adică te mai mulți, băi, dar le e târșeală, băi. Dacă stăteai în 29 mai devreme, să-l fi văzut pe Gabi Otopeciu, parlea cu Tomas Murei. Numărul ăla e Thomas din Birmingham, England. Băi, el balează toate canalele, băi, care este. Are un Iaghi pe trei elemente la fix. Păi să plimba, să plimba. Dacă vine Scoția la ora asta, e ceva strigător la cer, să știi. Yes, Scotland, I hear you very well. Zi, băi, Pantilică, că ai surghinul ăla care emite fenomenal. Am treabă, vă lasă. Era dracu de treabă, atunci ciocă-n mică în altă dată, în băi. Dă-i lua la două acolo, spune-i cum vine, cum pleacă și gata. Ia lasă, că las eu puterea jos ca să nu mai ne culeagă. Pantilică! Bă, Pantilică, tu vii cu tentul beat down, băi! Pantilica are treabă, mă, s-a dus să-și lingă rănile de la meciul cu Rapid. Ne pe primul loc. Să bați câmpii la loc. Ofticoșilor! Stai numai gura de el, băi, fane, să bage zâzanie, să facă, să dreagă, dar nu luați atitudine, dar când e ceva... Ele mucle, să dă lovit. Da, zice, auzi, nașule, îl bagă la înaintare pe chinezul, pe... Cornel, pe ăștia, da, măcar care mai au habar de fotbal, știi? Aaa, uite-l pe habarnistul de fotbal, taci-mă de-n gură, mă. Uite, bă, de exemplu ăsta negru care are fluier în gură e arbitru, să știi. M-am gândit eu, de unde știi că nu e jandarm? Ia uite-te mai atent. Eu am crezut că e împegat la gară. Păi n-are cască în cap, băi, dacă avea cască era jandarm. Păi n-are cască, vorba ta, pare. Tu cumva e ciocănar? Nu e. Sigur nu e ciocănar? 0-0, bă. Bă, terminați-vă, mă dinamoviștilor, dinimoviștilor. Dinamovibil, băi. Ce-ți-i, mă, ce-ți-i? Căței ăștia, mă, căței ăștia. Mai mult miaună decât latră. Să mă tăpă Dolce Sport 2 să vezi basket, băi, în direct, băi. Unde mă să dau pe Dolce? Ai nebunit cu Dolcele tău, n-auzi că eu am RDS? Ați nebunit, în afară de Digi, n-am vezi nimic acolo. Da, mă, bine, că ai tu. Tu ai și RDS și RCS. Uite, băi, fotbal Premier League Tottenham cu Carlos 1-0. Ai și Dolce, ai și Evolva, ai și RDI, ai ce mai? Tu te văd aici. Portarul Marshall intră în teren. Ce colțile crescuse, frate, ce colți din aia marile crescuse, ce boamă, nu ne-ați bătut, nu ne-ați făcut, nu...
Mamă, era patronul ăla negoiță, dar ziceai că a bătut-o pe Manchester. Păi, după război, mă zite sarat, aseară erai mucle total, copil mic. Păi, ar fi fost, ar fi avut vreun rost să intru să... să vă dau maxim ca din aură, ce rost avea? Adinaură, mă simt să-mi vorbeam singur, dispăruse-s toți, trăsese-s toți pe dreapta. Noi, băi, doctore, vezi? Marcelică, ce ai păsit? Cine te-a supărat? Dă-l pe mâna mea! Vezi? Căței ăștia mi-au unitor, mai mult mi-au unitor decât căței. Cădă, mă, că-i bag în operație! Ăștia, mă... Le crescuse colți. Dacă au văzut suporterii că i-a crescut un negoiță, își pusese și ei colți. La stomatologie. Da, da. Mă, tu să spui unde te-ai ascuns aseară, sub care pat te-ai ascuns aseară. Viteazule, ce ești tu, care ești viteaz. Care ești, da, da. Cred că m-a tai făcut până cu percali. Mai bine te făceai stelist. Unde vreți să mă spun? Ce rost avea vreți să intru să vă dau maxim că Adinaura a dispărut toți, a fugit ca pisicuțele? Să strigând o grămadă de timp și în seara asta și tot mucle. Da, da, știu, știu. În gând. Steaua sus, răsare! A, băi, vezi că nu ți-ai luat doctorile, mă. Nu te bă, da, aici cu medicamentele tale, că nu e așa ceva. Nea Costelino! Da, mă, Pantilică! Cam învârți cuțitul în rană, a? Te-ai dat după... după ăștia, a? Bine! Eu n-am învârtit, mă, copile, niciun cuțit, mă, pe tine te-a mâncat în... cur, cum ar veni. Să faci scandal când nu trebuia. Și pe urmă te-ai ascuns. Pe mine asta mă deranja, faptul că te-ai ascuns. Că ai făcut scandal, bravo ție. Că era susținut, nu era susținut, nu mai contează. Dar de ce n-ai apărut, bă, să susții punctul de vedere, bă, copile, bă? Păi, ce rost avea să mai apar, dacă în momentul când s-a terminat meciul mi-era somn și m-am băgat la somn? Avea vreun rost? Sau de ce să mai intru, să zic, băi, băi, alo? Mai luați la pilă colții, au crescut mari. Să vă facă Adinaură. Nu avea rost. Plecați repede și era păcat să apariu să dispăreți voi. Așa v-am lăsat pe voi să vă bucurați. Negativ, greșit. Mă rog, asta este politica struțului. Nu, bă, copile, dacă ești vertical, dacă ești șmecher, dacă ești băiat de băiat, stai și când ți-e bine și când ți-e rău. Asta e. Rămâi acolo și înfrunți dușmanul. Nu așa, când ne e bine, gata, ne mânjim toți cu sânge. Când dăm un pic de greu, ne ascundem sub pat și ne culcăm. Oala! Oh, bre, mă lași, mă lași, nu mă face să-mi aduc aminte de... nu mai apuri că nu ține, lasă așa cum a căzut. Greșești, copile, vis-a-vis de mine n-ai nimic de ce să aduci aminte, mă rog, în ceea ce vrei să insinuezi tu. Bine! Treaba mă tale! Poate te gândești la altcineva, dar cu mine n-ai nicio șansă. Na-na! Azi încerc să-l las secaci. Mă tale? Mai puțin, dar tot cam în sensul acesta. Bravo, mă bucur. Toată lumea bine acolo la Matale? Familia bine? Aproximativ. Ca la toată lumea. Mai bine, mai rău, dar toate trec, vin și iar trec, și iar vin și iar trec. Și dacă nu trec, atunci termină. Da, așa este, ai dreptate. Păi ce să zic, mă, Danuțe, na. Mă bucur să te aud și, na, îți urez tot binele din lume ție și familiei tale. Nu m-a contactat încă prietenul al meu. Asta e viața, da? O rezolvăm. Lasă-mă, Costele, măi, viața e lungă, zicem noi. Ea e treaba ei și
fiecare cu treaba lui și dacă are timp să mai ocupă și de noi. Dacă nu, nu. Știi cum e cu prietenia. E foarte bună când am ceva de folosit. E foarte rău când n-am nimic și mai vedem noi. Aia vorbim în timpurile de azi. Prietenia adevărată e cu totul altceva. Da, este foarte adevărat, ai spus, spui vorbe mari. Da, cam așa stau lucrurile. Așa este, cam așa stau lucrurile. Când poți, toată lumea te cunoaște, toată lumea. Când nu mai poți, am trecut de multe ori prin. Dar ce să zic, astăzi trebuie să iertăm că asta este menirea și datina zilei de azi. De mâine încolo vom vedea ce mai face. Da, Dănuțule, ce să zic, toate bune la tine acolo și la familia ta și sărători de mâini Doamnei. Na, Pantelic a fost pacit, dar eu știu s-a ascuns. Mulțumesc, lasă-l în pace, că nu-i nicio grabă, nu-i nimic care arde. Eu vreau să spun și altceva. Eu tot ce am până în prezent, de o bucată de vreme am spus că am doar cunoscuți. Este foarte greu să acorzi statutul de prieten cuiva. Și trebuie să treacă multe încercări. Așa că deocamdată, înainte am credeam că aveam foarte mulți prieteni. Și de fapt nu aveam nici cunoscuți. De-aia trebuie să fim foarte atenți cu toată lumea. Da, este foarte adevărat, da. Așa este și să încercăm să nu ne jucăm cu vorbele, dacă se poate. Dar e, știi cum e, e foarte ușor de zis. Este un pic mai greu de făcut. Dar, na, cu timpul toate se rezolvă. Exact. Timpul le rezolvă pe toate, inclusiv înțelepciunea noastră. Ideea cea mai importantă e enunțată de un mare filozof este că la tinerețe vrei, dar nu știi, poți, dar nu știi și la bătrânețe știi, dar nu mai poți. Și mai e un dicton, dacă nu știi, ce-l spun eu acum. Te rog. Eu în viață fac multe greșeli, e adevărat, dar există o explicație. Trăiesc pentru prima oară. Da, așa este. Sunt cugetări adânci, dar na, mai avem noi timp să ne gândim la ele în ritmul în care se desfășoară lucrurile azi? Măcar din când în când, când stai la televizor cu capul pe pernă, întoarce capul în dreapta, nu te uita la prostiile alea și mai gândește și la treburi serioase. Că unii gândesc mai tot timpul, alții nu gândesc mai deloc. Așa e, Dănuțule, da? Na, ce să zic. Drept este că este foarte ușor să analizezi și să judeci. Dar foarte greu este să le faci și să te abții de la asta. Asta e natura noastră, oamenilor. Domnule, a fost din păcat, făcut din păcat, din păcat o să murim. E adevărat. Dar mai avem și ceva pe umeri ăștia, dacă nu-i golb ăsta, nu, trebuie să gândim. Și e adevărat că greșim toți, nimeni nu e perfect, dar din când în când mai punem câte o frână, așa că, da, funcție de educație. Da, și nu numai, că așa suntem noi oamenii. Păi de-aia zic, uite-te și tu, fii atent. Deci luăm un caz concret și real. Prietenul meu, că eu îl numesc așa, prietenul meu, ca și copilul meu, Cristi Pantelic, nu mai vrea să vorbească cu mine. Aseară n-a vrut să vorbească cu mine, în seara asta nu mai vrea să vorbească cu mine. Ce pot eu să cred despre relația dintre noi doi? În primul rând, nu e prietenul tău, este un cunoscut pe unda veselă. În al doilea rând, fiecare are treburile lui și până una alta, niciunul nu este obligat să-i facă pe plac celuilalt dacă a închis stația. Da, bă, sunt foarte adevărate explicațiile tale, dar știi ce se întâmplă? El n-a închis stația, numai că el vrea, numai când vrea el. Domnule, este liberul arbitru, n-am înțeles. Fiecare face ce vrea, cum vrea și până la urmă nu jignește părinte. Nu ți-a spus verde în față, bă, nu vreau să vorbesc cu tine. Băruiesc. Nu știu care a fost situația. Dar fiecare om are dreptul decât să zică una pe aia, pe știi tu, de aia înaltă, spusă de alții, mai bine așa.
Da, ai dreptate tu, dar na, ce să zic, că eu îl consider prietenul meu și nu mă așteptam totuși să se lepede așa, pur și simplu. Nu mă așteptam. Nenea Pantelică... Sunt convins că nu s-a lepădat de tine, iar tu mai ai multe de învățat, se pare. Da, da. Ca noi toți ceilalți, cât trăim, învățăm. Toți trebuie să avem acea abținere care nu avem întotdeauna. Uneori trebuie să respectăm pe alții cât nu vor. He, e treaba lor. Ce trebuie să le cerem explicații? Nu, era doar... Dar nu, era doar la... Bă, cum să zic eu... era pur și simplu așa, doar de just for fun. Nu era... Că na, Pantelică face ce vrea el în căsuța lui și pe frecvența asta... Toată lumea este liberă să cugete și să execute în măsura în care judecă el. Mai e o problemă. Ce, tu crezi că e singurul care strigi la el, dar tu știi de câte ori strigă el la tine, sau eu, sau alții? Și cucutu, ar trebui să ne supărăm pe tine? Ia să te iau și eu un pic așa. Da, dreptate și aici, dar... Eu nu mi s-a întâmplat să fiu la, adică să fiu cu stațiunea deschisă, să aud că sunt strigat și să nu răspund. O dată, de două, de, adică aș putea să număr pe degetele de la o mână de câte ori mi s-a întâmplat asta. Dar ce, tu ai cameră de filmat ca să vezi că e acolo și nu răspunde și stația e deschisă? Opa, ia vezi că te trec în partea ailaltă. Păi tocmai asta e, vezi, acum te-ai prins tu. M-am prins de mult, dar m-am făcut că nu, dar văd că tu o ții pe ta și atunci trebuie să spui. Băi, tată, tu ai cumva ochii albaștri, stai de partea aia și ne privești pe toți de undeva? Nu, nu pe toți. Unde am apucat să mă plantez? Ce noroc când te-ai plantat la mine. Cum mă dănuțe să fac așa ceva? A fost prima, cum să zic eu, prima întâlnire, dar la următoarea... Mă rog, la următoarea, bă, o să vii tu la mine și atunci, nu știu dacă... Dar, na, glumim, ce să facem. Dar tu crezi că eu am luat-o serios, ce naibă? Glumele sunt glume, toate sunt la locuri. De-aia spun că fiecare... Nu trebuie să judecăm unul pe altul, cum n-ai spus tu, să nu ne judecăm unii pe alții, să nu ne înjurăm, să... Uite, omul poate, nu poate să vină. Sunt vari situații. Sunt o mie de situații, sau poate a închis stația că avea treabă, ca să nu, să nu fie deranjat. De ce nu înțelegi? Că nu vrea, nu cred că nu vrea Cristi să răspundă. Eu îl cunosc poate mai bine ca tine. Sunt convins, dar eu de data aceasta chiar sunt convins că nu vrea să-mi răspundă. Nu știu, l-am supărat eu cu ceva, i-am înșelat eu așteptările, habar n-am, nu știu, cu ceva l-am deranjat. De ce? Pentru că aseară l-am căutat într-un moment dificil pentru el. Dar eu nu l-am căutat să-l cer. Eu l-am căutat să-l încurajez. Bine, hai să spun eu care-i treaba cu discuțiile astea lungi așa. Bun? Îmi dai voie să spun? Te rog frumos. Discuțiile astea de dimineață până seara apar într-un fel de cababele alea care n-au ce face, stau pe marginea drumului și bat apa în piuă. Pe românește, de dimineață până seara, și dacă fac treaba asta timp de vreo 2, 3, 5 zile, 5 luni, 7 luni, 7 ani, până la urmă ajung să certe. Și cam așa e aici, cu cât vorbești mai mult și mai aiurea, că până la urmă scap și nu e toate să iau la mișto și să pot folosi împotriva ta. Nu, domnule, când ai ceva de spus, vorbești, când n-ai nimic de spus, taci din gură. Da, este adevărat ce spui tu, are substanță și bă, e real. Ideea este că tocmai ăsta este farmecul comunicării pe stațiunile astea experimentale. Că nu dai socoteală, nu dai aia, nu dai aia. Când vrei, fiecare lucubrează și debitează ce îl duce mintea, îți convine bine, nu-ți convine închizii, chestii de genul ăsta, știi? Până când, bine, să nu se ajungă la injurii și de-astea, expresii licențioase și altfel de așa. Dar în rest, na, asta e aici, nu poți să zici că, domnule, trebuie să fie o rigurozitate, o chestie, o aia, un,
un anumit nivel. Nu, că e totul e un eterogen, cosmopolit. De acord cu tine, dar un minim de bună creștere și de bună exprimare și de respect reciproc ar trebui păstrat. În momentul în care dispare chestia asta, atunci nu mai e ce căuta pe aici. Eu așa o văd. Nu știu cum o vezi tu. Deci orice om are o limită a bunului simț și trebuie să ne-o păstrăm pe asta. Uite, vezi că de o bucată de vreme, oarecum, mă rog, în mare parte, 98% se păstrează, oare de ce? Da, sunt întru totul de acord cu tine, lucrurile, eu am militat tot timpul pentru respect, pentru bună cuvință și pentru bun simț. Niciodată n-am făcut apologia lucrurile astea care le-am clamat mai devreme. Nu, niciodată. Niciodată nu mi-a plăcut să ne înjurăm, să ne... Și eu nu fac chestia asta, oricum. Știu, Coste, eu n-am făcut-o și nu o fac pentru că nu voi vorbi foarte mult. Acum vorbesc cu tine ce n-am vorbit, cred că în vreo 2 ani, ca timp. Dar vreau să spun că vorbăria asta de dimineață până seara devine un fel de babilonie în care oamenii se complac și ajung la niște apropieri nepotrivite. Adică încep acele mici, cum să le spun, îți dai tu seama la ce mă refer. Deja suntem prea apropiat și ne permitem unii altora să ne facem niște etichetări, niște treburi care pe unii jignesc, pe alții nu. Depinde de obrazul lui fiecare, cum a fost construit. Ei, eu, de exemplu, nu pot să particip la astea. Eu prefer să intru o dată la 2-3 zile să vă salut, să vorbesc frumos, sau la 2-3 luni, sau la 5 luni, și să mă păstrez într-un cadru mai retras. Da, sunt întru totul de acord cu tine, Dănuț, în punctele astea de vedere. Nici eu nu am dus niciodată la, cu nimeni nu m-am înjurat, cu nimeni nu o să mă înjur vreodată pe aici. Dacă am probleme, mă închid și la revedere, că nu mă obligă nimeni să stau aici. N-am business-uri pe frecvența asta, n-am niciun fel de chestii, decât prieteni sau, mă rog, cunoscuți și în rest nu am diferendumuri cu nimeni. Dacă am ceva de spus, spun, dacă e ok, dacă bun simt și așa, dacă nu, la revedere. Deci nici eu nu procedez la chestii de genul ăsta, că nu mi-e felul. În rest, ce să spun? E greu să existe un anumit standard aici, că n-ai cum. Eu n-am vorbit de un standard înalt. Eu n-am vorbit de faptul că tu nu știu ce nu faci. Tu ești un om, nu bisericos, că e mult spus. Ești un om așa cum trebuie, politicos și la locul tău, cum sunt și eu. Eu poate sunt un pic mai radical. Dar eu am spus, vorbăria multă nu duce la lucruri bune. Ajunge ca în familie. Când te calcă cineva pe nervi, poate spui ceva și care nu trebuie și care ai regretat mai târziu. Și astea s-adună și stând așa la gargară, cum se spune, e bună și gargara asta, dar vreo 2 ore așa, nu 7, 8, 10, 12 ore, 14 ore. Da, ai dreptate și am sesizat perfect nuanța, așa este, da. Dacă o băbălești prea mult, la un moment dat ajungi, da, așa este, așa se întâmplă lucrurile. Dar ce să faci când nu prea ai alte preocupări sau nu vrei să și ai și alte preocupări, stai și freci pe TT-ul pe aici. Știi câte urechiușe mă văd aici? Măi, măcar dar înțelege ceva. Eu spun, eu decât așa, uite și la mine deschisă stația. Că toți pe urechi, da, sunt. E foarte bine să văd cam cum este poziția, cam ce se poate discuta. Cu cine se poate discuta? Că este normal. Este pentru fiecare un mod de a se autoapăra. Dar eu spun sincer, eu lucrez, băi, eu fac. Eu nu stau cu o mână pe PTT-ul și cu o mână pe pistol de lipit, că n-am cum. Nici măcar cu pedală, că e o prostie. Pentru că atenția se abate și când lucrez cu mici de voz, nu prea te joci. Da, 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 ești... Ai fost pe inima mea și un pic din punctul ăsta de vedere, ai dreptate, așa este.
Na, am stat, da, am cam frecat menta, Dănuțe, bravo. Nu trebuie să-mi spui că am fost la tine în casă și am avut marea șansă și marele noroc să am un obiect cadou de la tine construit în totalitate de mâinile tale, deci e o chestie absolut, n-am ce să zic. Dar în fine, ai dreptate, așa este. Cam ne bate în joc de timpul ăsta, da. Eu știu, de exemplu, în cazul meu, acum mi-am găsit și o ocupare, o preocupare și sper să vă fac și ceva folositor. Eu îți urez mult noroc în noua funcție în care ai fost investit, să te ții de treabă, să, că eu știu că te ții, să-ți faci treaba acolo, să-ți, măcar la nivelul așteptărilor tale, să ridice câștigurile, să dea Dumnezeu bine. Să rămână Dănuțu și ție și la toată familia ta acolo și categoric e un loc de muncă bun pentru timpurile care le trăim. O să fac datoria acolo. De fapt, mă rog, la cât am putut eu mi-am făcut-o de-a lungul timpului, cam peste tot unde am fost. Acum, na, vom vedea despre ce va fi vorba. Categoric, mă rog, relația noastră directă rămâne deasupra a frecvenței este. Întotdeauna și în restul treburilor, să știi, eu te-am văzut că ai cam bătut câmpii în ultimul timp. Să știi că se pot găsi lucruri de făcut, că ai și tu. Așa cum am și eu. E, poate nu ca mine, că eu sunt o leacă mai nebun la treburile astea. Dar decât să bați câmpii de dimineață până seara, decât să m-ai omorât cu aspiratorul ăla. Așa ai dreptate. Mea culpa, recunosc, îmi cer iertare, așa este. Dar chiar așa am și făcut. Pentru că eu nu sunt un prefăcut să spun un lucru și să gândesc un lucru și să-l prezint ca și cum n-ar fi. Da. Ăla a fost un aspect, mă rog, a fost și un pic de încercare de a destinde atmosfera pe aici, na, s-au simțit oamenii bine, eu n-aveam o apăsare cu chestia aia, am rezolvat eu lucrurile, stai liniști, dar da, așa e, overall ai dreptate. Vreau să duc aspiratorul, dă-l dracului, când 45 de minute faci tot. Eu sunt convins că ai făcut-o noi, dar știi ce, prea multă apă în piu, știi tu, începe să facă unt. Da, ai văzut ce unt bun a ieșit? Ai văzut ce unt bun a ieșit? Nu mai erau dalea, nu mai erau dalea la alte. Am avut o perioadă, acum o să lipsesc. Mă rog, o să lipsesc până când îmi rezolv echipamentele pe noul utilaj. Ei, stai să vezi după ce pleci, că o să dea doamna cu aspiratorul și nu o să vorbească la stație. S-ar putea, Dănuțe, cine știe, eu știu ce s-o întâmpla în... că eu las echipamentele oricum, am cameră, îți dai seama, și monitorizez tot. De acord cu tine, doar trebuie să o vezi să facă. Vedem noi după aia cum stau treburile. Da. Poate dă cu aspiratorul de două ori mai repede și când te întorci înapoi în concediu, să vezi ce morală îți facem. Da, este nu că este categoric așa se va întâmpla, dar nu o să o facă niciodată la fel de temeinic cum o făceam eu. Ei, eu sunt convins. Ce tu nu știi de glumă, ce Dumnezeu? Da, mă, Dănuțe, stai liniștit, că nu e niciun fel de problemă, chiar niciun fel de problemă. Da, fiindcă numai noi vorbim aici, mă duc și eu să fumez o țigară, vezi și tu ce mai faci acolo, mai iau o țuică sau nu știu ce, că acum până când nu pleci la treabă, că după aia ai dat de dracu. Păi nu, stai puțin, în seara asta las seg la alcool, deci până la învierea Domnului Iisus Hristos, la revedere cu băuturile. E cam la revedere cu toate. Da, mă rog, da, nu, vreau vis-a-vis de chestia asta. Vreau să aduc aminte, nu cumva să uiți. Vis-a-vis de ce? De restul treburilor. Nu mă lua pe mine cu abureala, nu? Cu nimic, stai cu mintea acolo, respiri adânc, trage aer în piept și atât. Da, deci mă conformez total, nu fac rabat. Noroc că apă rece este. Cu apa caldă e mai greu.
Nu, 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 că mă rog, am, cum îi zice, mă bucur de o de aia deosebită că sunt independent la și nu-i problemă. Foarte bine, acolo închizi robinetul de apă caldă și dai cu aia rece, că e mai bine. Corect, așa este, Dănuț. Mă, dar dacă, bine, dacă aș auzi o chestie aia că tu mergi să iei un, să încarci plămânii cu aer și, bă, nu, mă rog, m-ar bucura foarte tare. Dar, în fine, vedem noi, cu timpul toate vin. Bine, dragule, eu spun la revedere, mă duc să fumez o țigară că mi-arde inima în mine. Da, da, da. Seară bună, toate bune la tine acolo, Dănuțu, și la familia ta și la doamna, sărutări de mâini, tot ce vă doriți voi și iertare dacă, nu dacă, iertare pentru ce am greșit. Mă, tu n-ai greșit niciodată, așa că nu-ți cere iertare și ție familiei toate cele bune. Mă bucur că ai găsit ce ai găsit. Să dea Dumnezeu să fie bine pentru toți, că așa e cel mai bine. Nu stai auzit să spun lucruri. Da, corect, așa e, să dea Dumnezeu. Asta am urat și eu la toți corespondenții, măcar să le dea Dumnezeu cât am găsit eu de muncă, locul care l-am găsit eu. Știu, Costele, că e greu. La o anumită vârstă e greu de găsit și de-aia mă bucur că te-am văzut ultima lună, două. Dom'le, e greu. După 40 de ani e foarte greu de găsit ceva și mă bucur că ai găsit ceva. Sper să fie bine așa cum sper și tu și va fi și așa să fie pentru toată lumea. Măcar atât. Și sper ca tu să faci acolo tot ce trebuie ca să fii mulțumit. Și încă o dată, seara bună. Da, te-am pupat, seara bună. Sigur că da, așa voi face. Așa este. Dar șansele noastre sunt, nu numai că e contextul greu, dar șansele noastre ale ăstora trecuți de o anumită vârstă sunt aproape inexistente. Da, asta e viața, mergem înainte. Da, Danuțu, mersi, mi-a făcut o deosebită plăcere să vorbesc cu tine în seara asta și sigur că, da, ne vom mai auzi și categoric ne vom revedea. Cu siguranță, o seară bună. Seara bună, Nadane. Bună, Cristi, ce faci, domnule? Bine, domnule, uite pe aici. Pe la televizor, pe la calculator, pe la stație, câte puțin din toate. Ce băiat cu minte! Păi da. Vreau să spun o întrebare, dar nu știu dacă poți să-mi dai răspuns. Bă, sigur poți să dai răspunsul, dacă vrei. Referitor la bănașul tău, telefoanele lui de ăsta... Au rămas aceleași ca acum un an? Da, da. Păi de ce dracu nu răspunde la niciunul? Păi nici mie nu mi-a răspuns, așa că nu e... Cred că cine știe face altceva, cine știe pe unde le are, dar dacă vede apelul, vă sună. Dai cu minte, că l-a sunat de nu știu câte ori, s-ar putea să nu mai fie alea. De acum un an, așa, eu ți-am spus, nu știu dacă mai e, dacă nu te sun eu, te deranjează să mai dai o dată numărul lui telefon? Nu, n-am nimic împotrivă. Bine, o seară plăcută, că mi-ajunge deocamdată. Am bănănăit cu Nea Costel. Da. A fost un moment extraordinar pentru mine, Dănuțe, eu m-am simțit extraordinar. Bă, dar prost, ai văzut că a ieșit și ăsta micu până la urmă? Să-i dreacu să fiți de ciuri. Eram aici, băi, Nea Costel, nu mă uitam la tembelizor. Ce-i trecut de ciori obosite? Ești aici? Ciorilor. Ce, bă, nene, vezi de treaba ta acolo? Te-am supărat noi cu ceva? Băi, fii cu minte, ciorul. Băi, nu știu cine ești, dar lasă oamenii ăștia să vorbească. Ciorilor, care sunteți ciori. Ioane, nu mai apune Ioane. Băi, care vorbea aia cea cu lasă-ne, băi, ne împaceau? Ne tragem amândoi de ciorapi? Ți-aș recomanda să-ți reglezi comportamentul hormonal. Ca să nu ne certăm.
Costele! Băi, Costele! Barotane! Salutare! Să moară mama-i mea înfiptă într-un par dacă ajung la tine, dacă nu, îți trag antena jos. Fii cuvinte, lasă gura cu telecomul, că aici nu ești tu la tine acolo unde crezi tu. Păi cât șefi ai tu ca să nu știi cine e? Ia să văd eu cât șefi ai tu. Hai că vă las. Vă las că văd că ăștia mici au fugit. Costele! Dacă mai ții vreo unul purtătoare să vezi ce te măscăresc, dă te apucă toți nervii. Norocul tău că-s femeile astea aici, că altfel îți transmiteam eu acum două bucăți. Dar tot nu pot să mă las. Fira armăta, dracu. Ceva, neapărat. Bă, dar cine e, mă, cu purtătoarea? Ce dracu, mă, n-are de lucru ține? Barotane, ce mă zici? Nu te aud. Ce? Te taie. Mă taie? Da. Ce să fac dacă sunt mai mic și eu? Mă taie. Da, mă, dar nu știu de ce. Mă întâmplă ceva. Pantelică? Pantelică? Ce mai zici, mă, Barosar? Ce să zic, bă, am fost plecat încolo, m-am venit și în seara asta, am mâncat ceva, am băut ceva, am mâncat. Și vedeam un film, pe TVR 2 și telecomul e cu din asta, știi? E ceva de văzut, nu știu, cred. Aha, azi că e bine, mă, Barosar. În rest, sănătos, voinic? Mă descurc, eu nu te, mă descurc. E treabă. Bravo, mă bucur. Ce? Stai așa un pic, telecoamea. Că Cristi, ține puțin purtătoare, că ai ceva cu purtătoare. Stați-o de lipit. Bagă-te un cur. Și sunt stația de lipit are una de 2 milioane. O bag la alții. Se mai aude? Nu, nu, aia era. Asta era. S-a băgat un cur. Să vezi ce ai zis telecoame că am făcut? Că ți-ai băgat un cur. Îl ziceam eu ce am făcut cu ea. Dar tu ce faci, mă, cu stația aia de lipite, bărbiere, ești? Da, da. Să trăiești ca la Popești. Faci. Păi zi odată, da, e bine. Lipește timbre. Da, da. Timbre, da, la video. Pete, bă, de aici. De ce vin eu pe aici că urăsc semaforul ăsta de mort? Păi dacă ne întreb pe noi, e clar. Hai să trăiți. Bănesc că acum mă aud cel mai bine. Ce bine mă aud. Normal că ești de acasă. Păi și mai devreme tot de acasă eram, dar eram în afară, în curte, de pe auto. Băi, când am zis de acasă, am zis din casă, poftim scuze. Da, 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 parcă era și telecom aici, a Telecoviță. Sunt aici, băi, nu vrea ăsta să vorbește, că ci că e 1-1 meciul, bă, auzi. Hai să trecem peste subiectul ăsta, lasă-i așa, înțelegi? Îi așteptăm la următoarea mișcare, că mai avem unul de jucat cu ei. Așteptați-l. Dar, bă, cum mai doriți data viitoare să ne așteptați?
și tot 3-0 va fi. Pentru Steaua, normal. Roger, bip. Ești o telecoamă de drept către casă sau tu încă ești de caraulă? Că Emil văd că a terminat treaba, gata. Eu sunt cu putere mică, fane, stau în pat și mă uit la cei trei mușchetari. Ah, păi uite, bă, chiar acum mi-am aruncat ochii aceia, ai venit sub 9 și 10 și așa un pic. Adică... o persoană fizică. Bine, domnul, hai că încerc să nu mai te deranjez, să-ți distrag atenția de la mușchetari de acolo. A, nu, fane, sunt aici, nu-i problemă. E ăla vechi, prima variantă cu Jane Kelly, cu aia. Di. Colegul. Bă, dar pe grădinarul, bă, vreau să zic că am fost puțin plecat astăzi de acasă. Să dea dreacu, refei, gain-ul la jumate, sketch-ul la limită și semnalul era aproape cap de scală, bă, pe auto. Deci în 2-2 nu mai auzeai nimic, de-abia l-auzeam eu pe Ion Daci de la o aruncătură de băscă dreacu-i de la mine de aici până la pe autostradă. Am observat și eu dimineață, 2-2 a fost crimă și pedeapsă. Am strigat până 3-5 pe aici, alu, un coleg care a trecut pe la IML, nimic, mucles total, rușii. Era Natasha și cu Gorbaciov aici. Păi dar era Ucraina cu Rusia, mă, fane. Am vorbit eu cu CCF-ul pe la 1, așa, vreun sfert de oră, și atât, că în rest a fost mucles total. Da, dar colegul a început munca, gata, a plecat la treabă. Mă, nu știu dacă a plecat la treabă, a zis că începe munca de astăzi, dar n-a ieșit încă, s-a dus să vadă, să vede camionul, mă. Di. Ce ai? O fi adormit în cabină, mă. Da, probabil o fi dat drumul la Sirocco să vadă dacă merge, s-a pus în pat să facă o probă și cred că l-a furat peisaj. Păi da. A rămas cu brațul ridicat. Acum îl vezi că apare, ha? Vine și ne aruncă la fiecare molosul în curte. Îți dai seama, întinde brațul după stradă de aici, știi cum ne smulge antenile? Alo! Cristi, vezi că e un radar marin cu 27 de MHz, e real. Pe bune? Da. Păi ăla trebuie să meargă mult mai jos. Nu, 27. Asta e. Ce faci? Ești spre casă, să trăiești. Nu. Nu, zic că ești în drum spre casă. Nu, mai trec în bună, tot mă pe casă. Aoleu, ți-a dat vreo misiune, bărbosul? Da, să vezi ce bătăie dau. De unde ai, mă, bipul ăsta? Spune-ne și nouă. De Cristi! Da, spune-ne și nouă, de unde ai bipul ăsta? Eu l-am, nu l-am, Stasia l-are. Ah, Mihai, tu erai. Alo, salut, Emilica, ele. Salut, Mișu. Spune, ce bipul meu, Jopi, s-a amărât, tu cu bipul... ce mai amărât? Ai, mă, pleacă de aici. Dă cu cârpa. Ce-ți merge stația aia? Hai că am vorbit unul peste altul. Îți merge bine tigaia aia. Și poate o să în aprilie. Păi deși tu acolo, Udo. Aoleu, stai în spate, am niște zamă de zalău și niște sticle de vin.
Ei, vodu, vodu, să meargă. Păi venim după tine. Ai aici cafe? Da. Tot acasă. Da, dar e nervos. Are toanele, o fi una din zilele alea. Bănuiesc, așa e el. Eu îl iert, na. Ce mă, ai venit cu Volvo până oraș? Nu, nu. Dar ce mai ai schelciu sus? N-ai scule. Picioarele în colentina asta, ce gălăgie face. O, nu, telecoane, n-ai scule să nu-l auzi. Îți aduce un vinișor. La cum nu încearcă ăia ai tăi? Bă, unul singur, l-am atestat, care nu bea. În rest, o să dea dracu, dacă nu bea și papa de la câini. Ai, da? Până de... Până dă de vorba ta, de licoare, că după aia îți spune apă. Ce-ai făcut, mă? Băi de mine, păi da, mai primi dracu, bază, de la unul, de la altul. Te mai dădeam zăguți, mai au luat ca țigani. Băi, băi, dă, ia dă-te dracu de aici, mă, și voi să-l luați împărțiți cu mine, eu v-am dat somnele, trebuie să gustați, nu copii. Omul a înțeles că e da să-l bea, bă. Ia uite, bă, bă, da, dracu ești, mă. Bă, da, mai de fi, dracu, de astea, dacă două zile după ce ia bani, crede-mă că nu se limpezește, nu se trezește. Coniac, vodka, amestecată, bere, nu contează. După două zile, nu știu, cigare. Păi da, băutura asta era dracu să fie. Păi, la oficial, tu crezi că ne lăsau ei până acum fără câteva goluri? Da. Dai seama că nu. Dar nu prea se forțează. Nu prea vor să jupă picioarele în amica. E, Pantelică, uite, îmi place acum de tine că ai sesizat acest aspect. Ei nu s-au forțat deloc. Noi, da, ne-am forțat. Și am și făcut niște faze mai interesante, da. Ei, dacă s-ar forța, spune că ne-ar umili. Adevărat. Dacă e să ne gândim de la cât începe, câți bani costă cel mai slab jucător de la ei, o an, ar trebui să facem diferență. Da, da, uite și la teren cum arată gazonul nostru, băi, nu-ți dai seama, mă, nu s-a jucat pe el de luni de zile și uite cum arată, jalnic. Au uitat ăia să tragă copertina, au tras-o ceva mai târziu și e cam male terenul. L-au lăsat un pic să plouă ca să mai crească gazonul. E apa scumpă la noi, apa rece. Păi da. Păi dacă nu apare Telecomul, vă omor pe toți. Telecoame, apar bă că ne omoară. Apare, s-a spurat pe noi. Nu e pe felie. Era aici mai devreme, n-a zis Adinaura, acum ai apărut bă și tu. Asta e ocazie să mai bei o bere la televizor. Corect, sau să mai faci un grătar de la cu bulane, cum făceai tu? Aseară. Eu, și aseară, și eu nu știu. Ai urmează și eu, nu mâine, păi mine fac și eu un grătar, nu cu bulane, cu cotlete de berbecuți. Păi, tu-l
faci în aer liber, vezi? Un avantaj mare. Păi, și tu dacă îți iei grătarul și te duci pe câmp acolo spre mine, spre mine, spre... În direcția asta, ai și tu destul câmp și poți să faci ce vrei. Păi da, dar dacă plec în direcția spre tine încolo, pe câmpul ăla, ce rost stare numai după câmp? Că după câmpul ăla până la tine mai am un pic, nu mai bine vin direct la tine. Corect, și ținând cont că în ultimul timp a scăzut cotele apelor lacului Funden, bă, ce se întâmplă, mă, că a scăzut lacul Funden, să văd pietrele pe fundul lacului? E oprită la baraj, mă, la Stăvilar. Păi, de ce? E apă puțină sau ce? Să înțeleg și eu, că nu înțeleg. E apă puțină, da. Eu credeam că e vreo strategie de-astea, să arunce ăștia gunoiul un lac acolo, să facă, să pună pământ, să mai construiască ceva, case, blocuri. Dar unde... Unde nu e apă? Că nu știu, e pe partea cu Stăvilarul sau pe partea cealaltă? Pe, acum eu vorbesc de partea mea, nu știu care, la care zici tu, că nu știu unde e Stăvilarul. Partea cu Fundenul spre Pantelimon. Nu spre tine încolo, spre mine, de la calea ferată spre Pantelimon. Ah, de la calea ferată spre Pantelimon, da, nu spre, am înțeles. De la podul ăla, de la calea ferată spre Pantelimon, nu? Păi acolo este Stăvilar. Exact, spre XXL în partea asta. Păi acolo este Stăvilar. Mai sus, ce dracu, nu știu unde este Stăvilarul, e lângă tine acolo, cade pe tine. Păi e, dar eu nu petrec pe acolo, e pe lângă Florin, colegul, vecinul și prietenul nostru. Păi, da, pe partea aia, pe partea aia, că el e, exact, el e pe partea, e mai, un pic mai departe cel el de, tu ar trebui să fii mai aproape de Stăvilar. El e un pic mai departe, dar e pe aceeași parte cu Stăvilarul, Florin. Băi, Pantelică, e invers cum ai spus tu. Eu sunt mult mai departe decât el, la un kilometru de el. El e, știi cum e? El la care o praștie aruncă în lac cu piatra. Stai, mă, necușor, le-am înțeles, lasă că ești mult mai departe pe mal încolo, spre drum. Am înțeles, ok, dar zic, eu zic, vorbeam departe, pe ce parte e, deci pe el e pe partea cu Stăvilarul, așa e și tu, tot pe partea cu Stăvilarul, nu ești pe partea cealaltă de șină, de podul de la șină. Să zicem că ai dreptate, acum nu știu cum gândești tu, cum te uiți tu. Eu știu unde stau și cred că sunt mai departe și de Stăvilar, și de lac, și de ce vrei tu. Unde, să zic așa, fii atent, cum vii dinspre Colentina, pe drumul principal, pe șoseaua Funden, pe aia cu podul, ești pe stânga șoselei sau pe dreapta șoselei? Cum vii dinspre, atenție, cum vii dinspre Colentina? Bravo, ai zis bine, când vii dinspre avion Colentina, ai ajuns la pod Funden. La pod Funden faci stânga pe sub pod, așa, și te duci pe Dragon. Și mai mergi cel puțin un kilometru, un kilometru și jumătate. O, la pod Funden, la capăt, la tramvai, acolo? Nu, nu, măi, băi, nu, stai puțin, ce dracu confuzie acum? Că doar ești... Deci, vii de la avion spre Pantelimon și ajungi la pod Funden, care trece peste calea ferată, până aici e ok? Da, mă, ăla e tiran al dracu cu mama lui. Podul ăla, ăla e Stăvilarul acolo, e Stăvilarul acolo, se închide, acolo se deschide. Aolo, stai acolo și habar n-ai. Pe stânga sau pe dreapta? Păi, ai fost vreodată de la pod Funden, te-ai dus pe Dragon vreodată? De la pod Funden m-am dus spre Dragon. Dar eu ți-am spus, cum vii dinspre avion, cum vii dinspre avion, pe stânga sau pe dreapta drumului? Dreapta sau stânga șoselei, zi? Stânga, la pod Funden faci stânga și mai mergi un kilometru și jumătate. Da, meștere, gata, am înțeles. Deci ești pe stânga, tu ești pe partea cealaltă. Florin e pe partea cealaltă de drum, e pe mal.
aproape de mal, tu ești aproape pe aceeași parte cumva cu el, un pic mai sus de el, aproape de pod, dar pe aceeași, aș putea să spun aceeași parte, numai că pe partea cealaltă de drum și mai sus drept, am înțeles. Ești mai departe de lac, față de Florin, e clar, știu. Ok, acum ai înțeles tot, mă bucur, așa este. Cum dracu să nu înțelemește, sunt în 90, am bătut cu pasul locurile alea pe acolo. Eu nu sunt în 90, sunt mai de mult. Eu alergam pe malul lacului Fundeni, plecam de la piața Delfinului și alergam până aici, la Florin. Mă duceam pe marginea lacului, că se putea alerga, acum nu se mai poate, și mă întorceam. Asta făceam eu. A? Ce zici? Era bine? Era rău? Da, da. Eu duceam intrat jos. Deci, partea ta. Că tu, când vii despre avion, tu ești pe partea stângă, da? Cum vii despre avion. Exact cu partea ta. Tu ești pe partea... Cum vii despre avion, partea stângă stă vilat. Pe partea te trece la cupă unde trece... Așa? Intră stă vilat și partea cu vizi. Da, da, corect. Asta e. Stai puțin că m-a sunat cineva pe telefon și să-i dau un apel, să vedem ce vrea. Da, da. Hai că a început meciul, să vedem. Îi batem sau nu îi batem? Măcar dacă tu te-am plătit să-i batem, ce mama drag. Ați bătut dracu câmpia iurea. Sau poate e aranjament. Normal, se poate și așa ceva. Dacă tot i-am plătit, lasă dracu, dacă tot nu e oficial, că dacă e oficial, ne punem pofta în cui. I-ai dat apel? Hai România! Hai Telecoame! Ce-au făcut mă ăștia? Au dat gol și nu le-a dat golul sau cum? Are nevoie arbitru ăla de tușă, de ochelari. A văzut el că a ieșit și că a preluat la mingea de afară, dar era mingea exact în teren. Dar i s-a părut lui că a preluat-o de afară și l-a anulat. Arbitrii sunt italieni. Oricum italienii nu ne înghit prea mult pe noi. E clar atunci. Așa că... Chiar era, cum să zic, arbitrii italieni, Argentina cu cel mai mare, cei mai mari jucători și să le dăm noi gol, fără așa, doar cu forțele noastre. Doctore, mă duc la meci, doctore. La Emile mă duc la meci. Să duce la meci, bă, de parcă s-ar duce a lua autobuzul. Mă duc în pat, mă, să stau întins în pat. Am strigat până acum de mi-a venit acta. Te-am lăsat să bați câmpii cu doctorul, că până înțelegeți un căcat va trebui o oră. Da, da. Băi, nu suntem la fel de meseriași ca tine, mă. Era simplu, doctorul stătea în spatele spitalului Fundeni și ăsta stă vis-a-vis de Dobruiești. Dar atâta, podul, vilarul, v-am lăsat în pace. Bine ai făcut. Ce trebuie cum te-ai făcut o taximetrist, nu știu. Pentru că vă luam banii fără să vă arăt pe unde vă duc, dar nici eu nu știam, vă duceam la punct fix. Oh. De la UPC a cumpărat careva meciul ăsta, să-l difuzeze și pe la voi, că cu ProTV-ul nu mai aveți discuții. Bă, nu știu, tu bați câmpii aiurea într-una, nu știu, eu ți-am mai spus de câteva zile, tot sunt bați câmpii.
Dar noi avem ProTV-ul, nu înțeleg ce vrei tu cu ProTV-ul la Dolce. A fost o discuție odată, îl scosese Dolce, nu s-a înțelesese cu ăștia de la ProTV. A fost o chestie odată și eu știam că l-au scos. De-aia zic, nu că-mi bat câmpii. Nu știu, informează-te și tu și vezi că, o să vezi când ai dreptate. Informează-te tu că eu știu ce s-a întâmplat atunci. N-am mers două zile, dar nu a mers că l-a scos, că nu ne-am înțeles la bani. Au fost atâtea mari problemele între ProTV și RomTelecom, că nu mai avea cum să-l dea să emită. N-a mai avut pe unde, că a fost totul ciordit în canale. A fost un... Este un mini-scandal atunci, pe povestea asta. Da, s-au furat cablurile în canalizație, s-a tăiat fibra, s-a tăiat tot în N locuri, și de-aia n-a mers, dar nu altceva, ce? Noi nu avem treabă. Știam eu ceva. Uite, bă, Pantelimon a ieșit și a apărat, bă, că altfel era gol. Păi portarul, nu știu, l-a schimbat portarul, mă? Portarul ieșise la înaintare. Nu, dar portarul... A schimbat portarul? N-a schimbat portarul, e tot Tătărușanu. Te rog, e goalkeeper, da? Mă lăși, că-mi vine lăși cu prâș. Dar de ce, mă, portarii nu trebuie schimbați? Nu, dar l-a schimbat. La pauză. Nu știu, bă. 6 jucători au, bă. 6 sunt în echipă? 6 schimbări are voie să fac. 3 la aia, 3 la noi. Știu, dar nu, mă uitam, nu știu dacă s-au făcut, nu se vede dacă s-au făcut schimbări. Unul singur a schimbat la echipă și parcă nu mi se pare Tătărușanu. Pantelimon, mă, l-a schimbat. Mamă, ce dracu, ăsta e în bălării, ce loc fi băgat pe ăsta, nu știu. Pantelimon a fost mai mult mâncați la... Mai mult pe banca de rezerve la Manchester sau unde dracu. Lasă, bă, să-i schimbe, băi! Hai, bă, că a apărat Pantelimon, mă! Da, ok. A apărat Pantelimon și în fața mingii era un jucător de-al nostru. Uite, bă, de aici că a apărat bine, erau doi zeilalți. Ce dracu, mă, tu ce televizor ai, mă, acolo? Alb-negru. A, am crezut că ai de la într-o tumbă. Ia uite-te. Erau doi? Uite. Unul singur era. Și restul erau de noștri. Ce mare sculă-i Messi ăsta, că ziceau ăștia că Messi că e mai tare decât Pele și de aia. E un căcat, băi. Nu o să legaleze nici pe... Pele nu are de gând să legaleze, că n-are cum. Și nici pe chilozul ăla lor care a fost. Cum îl cheamă, mă, pe Maradona? Păi ce era Maradona? Maradona zbârnea, mă. Care dracu schilod Maradona mai bă, gaz de rampă? Eu vorbesc de schilodul ăsta de Messi. Păi Maradona zbârnea, mă. Păi dar ce, mă, Maradona n-a fost schilod? Vreo 3-4 ani a fost paralizat, mergea cu zurot pe scaun cu rotile. Ce dracu, băi? După ce a ieșit din fotbalul? După Italia. De ce n-a mai jucat în 94? Din cauza asta, că paralizat, te coclea. E, era să zic o măciucă mare. Paralizat sau dracu? Ai văzut ce frumos arăta, paralizat și cu acum venă că băgase droguri? Leagă-mă de aici. Băi, paralizate, din cauza de la acum vene paralizate, vorbe serios. Du-te mă de aici că era pe marginea terenului și dădea de mâini, era în picioare. Ce dracu vorbești prostii, uite-te atent. Bă, nu acum, mă, eu vorbesc în, bă, eu vorbesc în 94, bă, 96, când dracu s-a jucat, ultima oară când a jucat cu ei. În 94 a fost, bă, în 94, eu vorbesc de 94, nu vorbesc de acum. Uite-te atent că sunt înregistrările pe net, la aia m-am referit să te uiți atent, nu acum. Nu pot să mă uit la net acum, eu acum mă uit la mesh. Cu ăsta care a luat acum, postul la federație, ce i-a zis lui Cașai, să-și dea demisia ca să nu-l dea afară? Da, i-a zis mâine dimineață la prima oră să-și prezinte demisia pe birou dacă nu îl dă el afară. Foarte bine, tată, să dea-mi puii mei să-i scoate pe toți mă mâncați la
pușcărie. Așa trebuie. Așa trebuie să se întâmple cu jumătate din senat. Și din senator așa ar trebui să le facă. Bine că a început. Știi ce vor telecoane? A. Mie totuși mi se pare că amărâți ăștia ai noștri vor să arate totuși că bă, nu contează că câștigi 200 de milioane de euro pe an. Contează cât de bun ești la minge. Eu te-am lăsat în pace ce ai bătut câmpii cu doctorul, dar chiar dacă e amic altul, ce crezi că ea? Ne lasă pe noi că i-am chemat în coace și că ne-a rugat să joace? Stai liniști, ia uite și pe speriatul ăsta de 20. Zici că e fugit, zici că e Ionuț pe centură, că repară stații. Ce dracu, băi? Nu mai e Argentina ce a fost. Încă să zic că mersi, că ai văzut, ne-a anulat golul nou. Da, aia a fost. Nu! Păi nu, că eu făceam la Caterinca cu doctorul, mă. Făceam la Caterinca cu doctorul, ce râdeam mai devreme. Aia era o chestie de râs, nu că... Eu ziceam, după ce că i-am plătit... După ce că i-am plătit, dai dracu, ne mai și bat. Măcar să-i bată. Nu e, nu e, că au boală ăștia. Iar italienii normal că o să țină cu ei, că doar Maradona a jucat la italieni o grămadă. Deci când ne-am dus în tribune, România, România, România. Când a apărut Maradona în Argentina, va fa culo România. He, putu-vă în gură, stai că vă arătăm noi vouă. Da, da, de-aia sunt ofticași ăștia. Că mă uit la ei că... mi se pare prea mult de votament, totuși prea mult. Mi se par mult prea de votați față de alte meciuri românii noștri jucătorii. Prea se aruncă în meci, prea leagă pasăre, prea totul, prea vrea să facă ceva în meciul ăsta față de alte meciuri când s-au mai jucat amicale, când tăreau picioarele după ei. Trebuie să le tragă ca să le dea și la italien peste bodăi morților. Băi, eu am apucat și am pus o flegmă lui Maradona pe el atunci, în 90, că era lângă noi, la tribuna a venit. La 2 metri, atâta a fost distanța. I-am dat-o și i-am zis de morții mamii lui urgent. I-ai dat un scuipat, i-ai dat, a? Băi, eu mă mândresc cu asta. Chiar mă mândresc. Păi e o chestie, ai de ce să te mândrești? Da, că zic, vorbeam mai devreme. Păi 94 de aia n-am mai jucat, mă, de la morții, mă, și de dopat. Ăla a fost mutul numărul 1 și mutul numărul 2 la noi acum. De-aia nu l-a chemat ăsta. Bine a făcut. Nu, bă, nu se compară. Mutu e un căcat, bă, nu se compară cu Maradona. Chiar nu-l compara. Deci Mutu a fost un drogat de la început, Maradona a fost mai târziu. Nu mai contează când a fost. Știi cum e, drogurile și dopajul în fotbal e ca băutura la volat. Așa că... Dar nu pot să-l compar pe Mutu cu Maradona, că nu. Dar e undeva la degetul mic al lui Maradona, să fim serioși. Ce a fost Maradona, a fost. Eu nu i-am comparat, mă, la performanță, i-am comparat la ce-au făcut amândoi. Ala aia i-am comparat, nici de cum, nu i-am pus să zic, bă, ăla a făcut aia, ăla n-a făcut aia, știi, performanța. Ăla drogat are jumate din insulă din Capri, ăsta drogat a luat-o italian că n-are nimic, ce are? Că-l bate acolo, de-aia l-a și pus pițurcă să dea 11 metri... ca să poată să rateze, că dacă dădea gol, îl omorau italienii. Da. Oi. Putea să ajungă destul de sus și ăsta, dacă se ținea de treabă, da. El a fost mai mult cu curvele, băutura și cu asta. Nu-ți dai seama, la Napoli, aia e zonă săracă. Capri e la o oră jumate de mers cu vaporul. Jumătate din insulă a făcut Maradona hoteluri o grămadă, deci în primele două hoteluri în 90 care le avea acolo, a mers înăuntru, frate, păi vreau să spun că ne era milă să călcăm în interior. Îți dai seama. Da, nu, Maradona a fost și jucător, dacă e să vorbim de performanță față, nu, nici nu se compară, e... Deci căcatul nostru de Mutu e... 10%, nici măcar 10% din ce a fost Maradona. Iar la articolul AVR e normal să aibă mai mult ăla. E o diferență de la cer la pământ. Ăsta e briliant. E o pulă.
S-a dus, gata, s-a terminat. Dacă n-a vrut să facă performanță... Hagi, cum a putut să facă performanță? Și câți mai câți de la noi? Ce statuie? Dumitrescu, cum a putut să facă performanță? Hai mă, Hagi, mai are și statuie. Păi da. Dumitrescu, cum a putut să facă performanță? Care mai e? Belodedici, cum a putut să facă performanță? Și mulți alții. Câți sportivi români, de la orice disciplină, sunt vin ziua de azi și au statuie? Ia să te văd. Apar n-am, sincer să spun, nu știu. Doi sportivi, mă. Maradona și Hagi? Alo, ți-am zis sportivi români. Nu, nu știu, nu știu. Dar parcă și Maradona are. Păi, ți-am zis român, mă! Da, mă, ok, nu știu ce-am spus, dar zic, parcă și Maradona are? Păi cum nu știi, mă, că lui unu-i ștergi bocanci în fiecare dimineață când treci pe lângă el? Băi, bogați? Nu știu, chiar nu știu. Păi nu e Hagi la Saint-Germain ăia morților la Turcia acolo, cum îi cheamă, la Galatasaray? Unu? Acolo are statuie? Da, Galatasaray a făcut statuie, are statuie Hagi acolo. Și la mai unde mai are? Și are Pasaichin în față la stadionul Dinamo. Ce dracu, n-ai văzut Paganelul ăla? Ah, da, Pasaichin la Dinamo, ai dreptate. Dar nu, eu credeam că zici de Hagi, știam că are statuie, dar credeam că zici dacă are în România, în fine, da, a fost o chestie. Oricum nu știam de care dânii zici. Nu mă, eu am zis așa. Câți sportivi români au statuie și sunt în viață? Da, ok. Am înțeles. Păi și Maradona parcă are, mă, la el în țară. Parmise și Balaș are în Craiova, mă. Balaș, da? Băi, eu nu știu de Balaș dacă are, băi, ăsta... S-ar putea, dar uite, chiar nu știu de Balaș. Are, are. Are la stadion, exact în fața stadionului. Am fost eu când am fost în Craiova, am văzut chiar că mi-a adus aminte la Emil acum. Băi, cum se numea stadionul din Craiova, mă? Oblemenco. Hai, statuia lui Oblemenco, mă, nu e lui Balaș. Da, mă, și în fața stadionului, în fața stadionului Oblemenco e statuia lui Balaș. Ia dă-mă pe goagă la acolo, mă, și vezi dacă are sau n-are. Bă, parcă, dar nu. Să vină Costel cu brațul aici, să ne spună. Să ne dea un braț de ajutor, la 12 tone. De când a plecat la școală, n-au mai apărut. Mi s-o fi spart furtunele. Păi are teză, bă, cu subiectul Nic. Bumă, în sport, dar ce ridică, bă, vere? Are macara de aia de 160 de tone. Ridică PIB-ul, bă! Da, da, sigur. Ia uite-i mă! Ăștia joacă ușor, că au alte meciuri de jucat, nu au căcat. Corect, Emilica, corect? Te dracu vorbim aici. De-aia sunt ai noștri zmei. Nu contează, dar nici nu vor să le dăm gol, că dacă le dăm gol formă valoarea lor, valoarea mea. Ne dau cu carul după aceea. Și asta să știi că e adevărat. Că le cam scade valoarea dacă le dăm gol, dar rămâne de văzut. Ei, din câte observ, ei joacă foarte mult la apărare, nu la atac. Da, ne-a și anulat golul italienii, dă-i morților, că a fost perfect. Tu n-ai văzut golul Emile, că tocmai parcai, ai zis că te-a ocupat în locul bulangiul ăla, că atunci a dat golul. Da, n-am văzut, am auzit ceva de pe stadion, dar n-am dat importanță. N-ai auzit după stadion, m-ai auzit pe mine, că am țipat. Nu, mă, la mine se aude de pe stadion. Ca la fel ca la mine.
Bine, mă, ca și la tine, repede. Ce dracu, iar lua aia pui de la etajul 10? Eu îi și văd? La ce distanță e jumătate stadion? Pe linie dreaptă? Da, e parcul și formă, cum îi zice, fosta cățelul aia, Câmpia Libertății. 1,5 km. 1,5 km pe drept? Da, mai mult de 1 km. Da, ce, nici 1,5 km n-are Emil, mă. 1 km are zbor de pasăre până pe stadion. Da, păi înseamnă că el audă doar dacă e liniște afară. Cine, mă, Emil? Și tu auzi chiar dacă nu e liniște, a? Bă, tu ai băut gaz, păi de la mine la stadion cât e pe drept? Termină-te, băi, stadionul e spre noi, nu spre tine. Spre tine e tot parcul. De stadionul e aici, în 23, și doar se traversează 3 blocuri și e Emil. Deci, în linia dreaptă, eu nimeresc drept în poartă. Deci, e strada aia care e cu Iure, o strada Iure, cât are? 400 de metri și încă 400 de metri parcul și asta e. Da, 100 de metri. Emile, după bloc până în mijlocul stadionului. Nu, mă, lasă-l dracu de mijloc. Ai bun gaz, zici că ești fisticiu. Băi, stadionul e foarte aproape de Basarabia, nu de tine, da? Deci ciocul mic. Cât dracu e, mă, de la mine, dacă te uiți pe drept, până la stadion, ești cu capul? Tu ai mai mult de un kilometru, dar nu contează, ai tot aia să fie. Unde dracu mai mult de un kilometru, mă? Telecoame, nu te urca sus pe bloc într-o bună zi. Bă, tu trebuie să traversezi tot parcul sportiv. Stadionul 23 e foarte aproape de ieșirea, are ieșirea foarte aproape sus în Basarabia, pe Fechiul Muncii, unde erau și tramvaiele. Ce dracu spui tu mie, mă? Care parc mai trebuie să traversezi? Vechea ăla e parc, ce dracu, nu poate să râd. Eu nu trebuie să traversez niciun parc, am intrarea exact la capătul troleului. Alo, alo, ăla se numește Maior Coravu, mă, băiatul. Vorbești cu răște? O să te iau odată sus cu vreo la mașină. Băi, ăla se numește Maior Coravu, tu n-auzi? Da, bă, la capăt la troleu, la Maior Coravu. Ce dracu, mă, tu mie spui, stai liniștit. Deci amândoi aveți aceeași distanță, stai liniștit. Cam 800 de metri maxim la amândoi. 800 la unul, 800 la celălalt. Se reface valul, le dăm cu neamțul în gură. Ia uite, Messi, marele căca Messi. Dacă te uiți la el, zici că e Pantelică de la Bolintin să fiu al drag. Du-te, mă! Păi dacă uite-te la Messi ce meclare să fiu al dracu, zici că e cel puțin de la Bolintin, de la Strehaia, de undeva. Băi, mișto faci tu, mișto faci tu. Băi, e plătit cu 200 de milioane de euro pe an, e plătit, da? Cred că aia nu sunt chiar atât de proști să-i dea 200 de milioane de euro pe an, doar pentru că nu e bun de nimic. Băi, eu sunt de acord cu tine, dar mie nu mi s-a părut foarte, foarte strălucit acum în meciul ăsta aici. Unde trebuia să strălucește... să fie briliantul brilianților, că doar juca cu niște analfabeți, nu? Deci crede-mă că nu, chiar nu mi-a plăcut de el. Chiar nici nu-mi place de el. Maradona aia mai avea o prestanță, Pele. Ăsta de-am pune SRL, zici că e de la Dragoș Vodă, de lângă Dâlga. Ai văzut ce frumos din partea lui... cui i-a dat banderola de capitan? Da, era de-aia cu Arici de la Rom Telecom. Da, cu Arici. Dacă vreți să vă dea Rom Telecom, vă dă și de la. N-am nevoie, că nu am nimic cu Rom Telecom. Nici n-am vrut să am vreodată. Nu, nu zgârma căcatul, că iese focul din el. Haide! Uite, așa ar trebui să fie la fiecare meci Telecom. Că e Steaua, că e Dinamo, că e orice ar fi, așa ar trebui să fie. Să zici, bă, sâmbătă mă duc la meci, că e meci, am luat bilete, mă duc cu familia la meci. Cum e și în alte țări. Dacă ăsta zice că 1 la 20 de persoane sunt 50.000 de stegulețe, când 50.000 nu știu dacă are tot stadionul capacitate, lasă-o dracu, bă, eu am fost pe 23 august când era peste 100.000 în picioare.
și era mult mai mic decât e acum. Ai făcut zita mai stadionul ăsta și de-abia ai făcut 50.000. Sunt 58.000, nu, 59.000 de locuri. Păi Lia Manoliu pe vremuri avea 100 de mii în picioare. Deci locurile care erau pe băncile alea înghesuite acolo și pe scările alea când stăteau toți grămadă peste tot, era peste 100.000 în picioare, mă, ce dracu spui tu mie. Și ăștia de-aia s-au căcat de-aia nu-mi plac mie. Stadioane cu 7.000 de tribune, 1.000 și de-abia când i-auzi 50-60.000 de locuri, 70.000. Ce mai bucăți de lampă, ai luat-o pe arătură. Păi și acum poți să faci 100 și ceva de mii de locuri, da? Dacă e să stai un pic, să stai în picioare, dacă e să stai, să vorbim numai de locuri, locuri, pe scaune, sunt 58.000 de locuri. Ia uite bă, ceara, au ratat, dă-i morților, hai că au ratat și ăștia. Nu, acum nu mai merge, atunci erau bănci, bă, în bancă te îndădeai, te îndesai, acum ai locuri de-alea între scaune, nu poți să stai, că ți intră mărginile alea în cur. Păi aia, atunci erau băncile alea de lemn, știu ce zici. Dar oricum era cotat la 80.000 atunci, deci atunci era, pe băncile alea era la 80.000 capacitate să stea omul pe bancă să se uite la meci, scara liberă. Da, da, știu, dă-i cu break. Roger, my friend, Roger, I see the Romania, Argentina, the football. Yeah, yeah, and my antenna vertical, my friend, okay. Stai un pic, Pantelimane. Masiva, paca, paca. Stai un pic, Pantelimane. Добрый вечер, Россия! Извините, извините, Абхазия, извините. Я на Бухарест, Румыния. И ла... Опа, 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 Пенелопа. Пят... Юрий, слушай у меня. Меня зовут Костин Юрий. Окей, Юрий, окей. Спасибо большое. Юрий, 73. Бой, я думаю, я остался без модуляции на момент, да, Пантелика, ну? Пантелика! Не знаю, хорошо, говори по-русски. Да, я думаю, я остался без модуляции на момент, да, докторе, ну? Что это? Здесь, пожалуйста, говорите. Говорит, пожалуйста, по-румынски, на по-русски. Юрий, Юрий, слушай меня! Юрий, слышь ты меня? Прям. Садусь. Да уйдай сел на месте. Это мой пупа, я Румыния, то есть с Аргентина. Сидай. Как тебе плакал доктор, не я Русия, я Абхазия. Юрий, слышите меня? Меня зовут Троян. Берем. Окей. Радио Супер 5. Сигнал goes up to 9. Берем. Lasă-i mă, lasă-i că sunt bucuroșii un pic acum că făcură egal în ghence. Dar unde ai fost matale când au să uită ăștia la beregata mea, a? Unde ai fost mata? Bă, n-am fost aici sincer că îți răspundeam cu cea mai mare plăcere, îi săream în apărarea lui matale.
Că ăștia așa fac câinii ăștia, sunt în haită-i. A fost pe stadion, bă, dar n-a fost aici. De-aia 80-90 de minute, noroc că s-a întâmplat în minutul 89, l-a dat și gol, că altfel n-a jucat nimic tot meci. Mai terminați dracu cu steaua asta. Hai să trăiți. Noroc, fană, noroc. Ce s-a terminat, mai ce s-a terminat? N-ai văzut că 90% din echipa României e steaua? E un rătăcit de la Dinamo, hai de capul lui. Dacă luăm așa majoritatea jucătorilor care sunt, de unde au plecat, a? 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 Bătică! Ia zi! Lasă-ne cu Dinamo, da? Te rog eu frumos! Doctore, mai avem încă două meciuri mai avem, da? Deci mai vorbim. I-am zis să nu contest aia. Bă, nene, meciul direct. Să vedem ce se întâmplă. Domne, 3-0, 4-0, nu contează pentru noi. N-a jucat nimic, ce ați văzut? Ne mai întâlnim, vorbim, da? Da. Lasă-i fănică, Cornel deja a început să dea mătănii și alea. Nu vezi că nu prea intră. Fugiți, a apărut al Dinamovist. Fugiți. Emile? Da, da. N-a apărut după meciul cu Steaua, că n-a, Steaua Dinamo, că n-a avut ce să comenteze, înțelegi? Acum, că domne, am fost plecat, am fost alea, credeam că a rămas pe stadion acolo. Ori a fost frică să ia și să nu-l bată galeria Dinamului. Și dacă apărea, vă spune același lucru care vi l-am spus eu. Cine e pe primul loc? Bă, tu nu mai vorbi, bă, de fotbal, de Steaua, că tu ești străin de cauză, n-ai nicio treabă, tu decât întărâți pui paie pe foc acolo. Emile, nu mai vorbi prostii. Cine e pe primul loc? Dar cine e pe ce loc e? N-am auzit, fane, că a vorbit doctorul. Entuziasmat. Zi și tu. Entuziasmat. Steaua! Așa că fotbalul se joacă pe goluri, da? Nu 1-1 și ați arătat voi valoare. Fix. Auzi ăsta, antrenorul ăsta al vostru... Reghe ca ăsta, cum îi zice, să bășicase că nu l-a băgat pe Ciampaliu ăla, de cum îl cheamă mă, ca la Toplevici. Ce dracu să facă mai mult pe ăla, m-a dat și el un gol, își punea ochelare alea, nu mai joacă nimic. Eu îl dădeam la Avântul Prăbușirea, la Botoșani îl trimiteau. Ăla s-a răsciucărit că nu s-a dus la Eurovision, mă! Mai bine, pe la Toplevici, mai bine îl dai la Dinamo, că poate așa avea și voi ăștia să bate Steaua. Păi dacă ni-l dă gratis, bă, pe papiță ăla, nu-l luăm, că strică în dracu frumusețea echipei. Nu vezi ce tocaturi avem noi, numai tinere, numai nu toți mari saluti ca la voi. Uite, Kipciu ăsta, ce a jucat mâncat ești, a jucat tot meciul, nu cred că a atins de trei ori mintea. Spuneți-mi și mie ce a făcut ăsta, jucătorul ăsta, bă, Kipciu. Păi, brec. A făcut pasă de gol, a dat pasă. Ala. Brec. Bă, puzzle! Brec! Pase! Brec! Da. A, te s-aude! Gata, noapte bună! La revedere! Cu stelac! Am vrut să văd dacă s-aude, că bat câmpii aici de mult, dar în fine, pa, noapte bună! Gută de-n tag! Te-am auzit, mă, Telecom, stai liniștit! Așa că... Nu mai vorbi prostii cu echipa aia de lustruitor de pantofi care o aveți voi, Dinamo. Băi, eu în locul tău, ai destul timp, adică până e perioada de mergi cu Steaua, pregătește Steaua, încoronează-o, pune acolo, pe teală, dale. Aia e dezavantajul vostru, că noi cu Steaua mai câștigăm un ban. Voi cu Dinamo nu faceți decât să aduceți pagubă. Păi câștigați, bă, că aveți de plătit. Eu știu, acum trimite și voi pachete lui Neagigi, lui Meme, lui ăștia, înțelegi? Păi da, nu. Nu. Ne-am pus, steliștii și-au pus în gând un gând foarte bun. Să ce câștigă pe donații să-i trimite lui Borcea. Asta, bă, nu-l plângeți voi pe Borcea, bă, că Borcea apare la saltea acolo, are cine să-l caute. Păi de-aia îl plângeți voi pe Meme și pe ălălaltul. Ce de acum?
Privar primarul al dracu să vă fie halal, primar în funcție de conducător de club. Ce-o avea spațiu verde cu fotbal. Cum e doctora aia? Doctore, ești pe aici? Doctore? Aici mă auzi? Cum e? Cum e aia? Conduci și semnezi ca primarul. Ia, bine, dar și good signal. Very good. De grosă problemă. Amălă, păi îmi dă-mi dacă acum încă nu o să mai fiți de ce sunteți acum. Să ziceți mersi că sunteți atât. Ce bine mă aud. Perfect. Caput, Borcea, caput. Și acum... A cui conduce un primar? Ăla și semnează și conduce. Bă, primar, neprimar, puteam să fim în locul rapidului, înțelegi? Adică... Da. Sau putea să fiți în locul universității, că erați cât pacit. Când a fost tău în locul universității? Hai, tăiați, Daniel. Ați avut noroc cu ciobanul ăsta că a vândut oile și banii după oile le-a băgat la steaua acolo, dar îți dai seama că el bagă investește că scoate, îi cumpără pe ăștia ca pe oi așa. Îl ia miel, îl crește mare și formă-l vinde de Paște. Păi, Dinamo ce să vândă? La cine, de fapt, că nu cumpără nimeni? La Dinamo nici dacă rogi vreun alt club să cumpere ceva și nu cumpără nici dacă e rogi. Sigur că nici n-au ce, e normal să nu dea banii de pomană, adică... Hai, pregătiți-vă steaua, făceți-o frumoasă acolo cum mai aveți până mergeți cu steaua. Lăsați-ne să ne pregătim de Champions League. Ar trebui să-ți aduci aminte de vorbele astea. Că atunci nici măcar n-ați ajuns să bateți prima echipă. Păi atunci era Becali la butoane, mă, pac, cu valiza, cu alea. Era, nu era. Și Borcea a fost în... alte socoteli, că dacă era atât de cinstit, de-aia nu intra la pârnaia acum, așa că taie de el. Da, mai bine tai tu din ele, vezi acolo, dintre meciurile, dintre Steaua și Dinamo, câte victorii are Dinamo și câte victorii are Steaua. Formă mai stând de vorbă, pregătește Steaua aia. M-am informat, stai liniștit, am văzut, știu. Uită-te tu, cred că tu ești în urmă. Păi, cred că nu te-ai uitat unde trebuie. Care are mai multe meciuri câștigate? Steaua față de Dinamo sau Dinamo față de Steaua? Și marmota îmi vrea ciocolata în staniu. Mă duc să fumez o țigare. Doctore, e al tău. Da, când vă convine, stai că nu știu ce, stai că lipsesc un pic, revin, vă dați după gard și pe urmă că nu e nimeni pe aici, urlați. Unde e domne Dinamo, viște ea? Adelica, vă spun o seară bună și la revedere, mă duc la culcare, numai bine, ciao. L-ai supărat și pe Telecom. Stelici, dezertori, fugiți toți, așa m-ați lăsat și în seara aia, să dau piept cu ei și a stat la ascultare toți, și Cornel și toți. Asta e spirit de echipă. Mie mi-au mâncat urechile două zile și voi v-ați făcut că plouă. Păi dacă aveți astea de mielușei, mă, cum apare lupii, cum fuge mie, înțelegi, ascunde, care mai de care să-și salveze pielea. Din punctul ăsta de vedere, cam tind, să-ți dau dreptate. Ia crește Emile și tu mai zile ceva să nu mai iasă de loc ăștia.